4 ani, veneam în calitate de deținut, escortat de gardieni, iar Dumnezeu a dus aceste momente să vin în calitate de om liber. Slăvit să fie Domnul! Am să încep prin a spune că sunt Cipri Floruț, părinții mei, tate și mame aici. Sunt de loc din Ștei, suntem 5 frați, 3 băieți și 2 fete. Sunt al 4-lea în familia Floruț. Am crescut în familie de penticostali, pocăiți. Am fost dus la binecuvântare. Am fost pe calea Domnului. Și cu toate astea ceva n-a mers bine la mine. Ajuns la școală la Oradea, pentru că părinții, ca să-mi dea o educație bună, ca și celorlalți, am început să mă întovărășesc cu cine nu trebuie. Și atunci, 1 Corinteni 15 cu 13 spune, tovărășirele strică obiceiurile bune. Vă rog puțin pianul mai încet, dacă se poate. Mulțumesc. Spune că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Exact așa s-a întâmplat în cazul meu. Obiceiurile bune pe care le-a pus mame și tati în inima mea au fost stricate și îndepărtate de vechile, de noile tovărășii rele. Pot să vă spun că în 2001 am avut un mesaj din partea Domnului, pentru că Domnul este îndurare și plin de dragoste. Am avut un mesaj printr-un frate proroc din Nigeria. Fratele meu, Gabi Floruț, a mai fost aici, cu siguranță știți, era translatorul lui. Și după terminarea programului a zis, Gabi, mai ai un frate? Și zice Gabi, da. Și l-a luat pe fratele meu, Oti, care acum este în America. Și spune, în afară de el, mai ai un frate? Da. Este pe pat de spital, sufere, are vreo boală? Da, zice, să mă duci la el că Domnul vrea să vorbească. Au luat masa și după au venit la mine. Eu chiar eram în spital. Avusem un accident de mașină. Gabi și-a dat seama că e înștiința de Duhul Sfânt. A venit în salon la mine și a zis, vreau să mă rog pentru tine. Când a început să se roage și a spus, așa vorbește Domnul, aveam atunci 90 de kilograme, m-am simțit ca un fulg. Atunci am simțit prezența lui Dumnezeu din cap până în picioare, pentru că am crescut în familie de pocăiți și știam, simțeam fiorul. Când mi-a spus, eu, Domnul, îți poruncesc să te rup de anturajul în care ești și să te întorci la mine. Dacă nu, te voi smulge și te voi arunca într-o groapă și nu vei ieși de acolo până nu vei striga din toată inima după ajutor. Acum, crescând în familie de pocăiți, vă dați seama ce am spus. Da, 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 evident. Dar cât credeți că a durat acest da? Avem o vorbă care spune, orice minune ține 3 zile. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. După ce m-am văzut salvat și după ce am ieșit din spital, înapoi am reluat vechile relații, vechile tovărășii, ignorând lucrarea și mesajul lui Dumnezeu. 2 ani de zile Dumnezeu a avut răbdare, mi-a dat timp suficient să mă gândesc. Și n-am vrut să ascult. Mi-a trimis semnale. Am avut mai multe probleme. Am fost cu legea certată în acești 2 ani. Îndurarea lui Dumnezeu a durat 2 ani până să simt mustrarea. Și tot nu am înțeles voia Domnului. Tot n-am vrut să ascult. Am zis, Doamne, eu le știu pe mele, într-adevăr, trebuie să te pocăiești, că Satan așa vine și spune, trebuie să te pocăiești, că îți spune Biblia, dar nu azi. Și mâine. Și mâine, nu azi, și poimâine. Și tot așa. Am avut o altercație în 2003. Am fost arestat pentru că numai unei altercații care am avut-o cu un băiat, băiatul care am avut altercația a decedat. Neavând nicio intenție ca băiatul să moară. Ajuns la porțile penitenciarului, bagajul jos. Mama nu-i, tata nu-i, preținut sunt, doar tu și Dumnezeu. Dar cel mai important, să nu trec peste, vreau să vă mărturisesc ceva personal. Ceea ce m-a făcut să mă predau a fost glasul tatălui meu, Domnul să-l binecuvinteze. După ce am primit vestea îngrozitoare că băiatul a murit, după toate acestea, primesc telefon dimineața când eram pe punctul de a fugi din țară. Vorbisem să mi se fac acte să plec în altă țară. M-a sunat tati și am văzut pe telefon tati. A
Acum mă așteptam să fie incisiv, să fie agresiv, virulent la adresa mea. Să spună că ce ai făcut, cum ai putut să faci, cum ai putut să ne faci de rușine, nu ți-e chestii părintești. Și la celălalt capăt ar fi, a fost Cipri. Unde ești că vine tata după tine? Nu, tati, că vreau să plec. Predă-te, că tata e cel mai bun avocat. S-a întâmplat, n-ai vrut, o scoatem la capăt și o să fie bine. Nu fugi că n-are rost. A fost factorul principal care m-a făcut să mă predau. Domnul să-l binecuvinteze. Dragostea de tată. Atunci asta e cel mai mult dragostea lui tati. Vreau să spun că în urma arestării, după ce m-a arestat, am avut multe altercații și nu înțelegeam. Am fost supărat pentru că în prima fază am primit 15 ani. Și am mers la București și am venit cu 20 de ani. Și am intrigat și supărat, zic, Doamne, nu mă mai iubești, s-a întors fața de la mine. Că dacă mă iubeai, rămâneam la 15 ani în mintea mea atunci. Dar, până la urmă, Dumnezeu alege să mă cerceteze într-un mod minunat. Când am împlinit vârsta de 21 de ani, după un an și vreo două luni de detenție, aveam o Biblie pe masă, pe care am primit-o de la fratele meu, Gabi, personalizată, știți, acum toți se scriu numele pe Biblie. Și atunci îmi plăcea, era Eugen Ciprian Floruț, auzic. O pun aici pe noptieră, dacă pot să-i spun așa, dar nu era așa la detenție. Auzic, să vadă lumea că e noptierea mea și ce nealco și sunt eu cu Biblia. Și simțul ăsta al proprietății foarte dezvoltat, să nu atingă nimeni noptierea mea. Și a stat acolo un an de zile și s-a pus praful pe ea. Când am împlinit vârsta de 21 de ani, simțeam că ceva nu-i bine, simțeam că trebuie să fac ceva. Și obișnuit ca în familie, când împlinim o anumită vârstă, o mastică, ne rugăm și deschidem Biblia. Și am zis, Doamne, așa mai mândru de mine. Zic, totuși, hai bă să deschid Biblia. Poate Domnul vorbește prin cuvânt și la mine, chiar dacă consider că s-a supărat pe mine și pe bună dreptate. Și mi-a lăsat mândria la o parte și mi s-a deschis Ieremia 22 cu 21. Că am zis, cât să-mi fac? 21. Să fie 21 vârsta mea. Și spune așa, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu spuneai, nu poți să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. În momentul ăla mi-a venit prorocia fratelui negru din Nigeria, semnalele care mi s-au dat și n-am luat seama. Am pus Biblia jos și am început să am remușcări. Duhul Sfânt așa, te cercetează. Și știți ce s-a întâmplat? Acest verset s-a reactivat în inima mea mai des, mai des și mai des. Și atunci Duhul Sfânt, cum lucrează în inima omului, m-a pus să studiez în Biblie, să citesc în Biblie. Și când am început să citesc în Biblie, știți ce s-a întâmplat? M-a citit și Biblia pe mine. Și mi-a spus, ăsta ești tu. Ăsta ești tu cu adevărat. Și atunci, în momentul ăla, am înțeles că toate valorile care eu credeam că le am și toate principiile mele de viață, sănătoase în opinia mea, cu ghilimele, toate au început să cadă rând pe rând, rând pe rând, până mi-am văzut cu adevărat ticăloșia. Până când am recunoscut falimentul total. După ce am citit din Biblie, o cântare care mi-a venit în minte și m-a cercetat, surorile și frații mai în vârstă o știu, spune așa, cu Iisus vreau să stau de vorbă, atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Să mă uit în fața Lui și să-i spun tot și să-i dau Lui sarcina ca să nu mai port. Ce sarcina aveam? 20 de ani detenție. Ziarele duduiau. 20 de ani de viață, 20 de pușcărie. Spunea, ireal. Pe bază de șoc, vreau să vă spun că mi-a căzut tot părul de pe cap. Deci din cauza șocului. N-am avut altceva decât șocul acesta. Și atunci am zis, Doamne, audiență neapărat cu Tine. Și Dumnezeu a început să mă cercetez mai mult. Și am început să studiez Biblia și un pasaj care m-a pus pe gânduri și m-a propulsat mai mult să-L caut pe Dumnezeu a fost Apocalipsa 2:5.
Adu-ți doar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua și feșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. La primă fază am zis, ce fapte din tăi am avut eu? Așa mi s-a părut. Dar Duhul nu te lasă. A zis, ia mai recitește, ia mai regândește, reanalizează să vezi. Și într-adevăr mi-am adus aminte cum împreună cu tati, tati a dat o grămadă, ca să înțelegeți, tati a dat o grămadă de bani să avem pian acasă, să avem orgă, acordeon, boxe, microfoane. Și atunci mi-am adus aminte cum împreună cu tati când eram mic și cu fratele meu Gabi, făceam repetiții și mergeam la evanghelizare. Slăvit să fie Domnul. Are au fost faptele mele din tâi. Mai ales că mi s-a dat când am fost mic și o grupă de copii ca să-i învăț partea muzicală și sora partea biblică și poeme. Ale au fost faptele mele din tâi. Și acum nu înțelegeam termenul, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfernicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Fiind în familie de teologi, ne-am dus la trimiteri. Ca să văd că dacă nu mă pocăiesc, Domnul smulge împărăția, adică raiul și-o dă altui neam. Dacă nu mă pocăiesc și nu mă întorc la faptele tale, zic, azi, Doamne, asta nu vreau. Asta chiar nu vreau, asta e foarte bine. Nu vreau, sub nicio formă. Și am început să citesc Biblia, m-am ancorat în Biblie, am început să spun la tatăl meu că vreau să slujesc pe Dumnezeu. Cum? Aducându-mi acordeon, orgă, chitară în penitenciar, că așa trebuia. Și timid, că satana e viclean, timid, am început să-mi iau acordeonul și să mă duc la biserică. Chiar dacă vocifreau, ia, Florus băiatul, ăla bătăușul, uite-l cum merge la biserică, l-a prostit Dumnezeu și pe el. Am văzut, s-a pocăit, i-a luat Dumnezeu mințile, nu spuneau față în față. Știți, telefonul fără fir circulă foarte repede, oriunde. Și atunci, așa timid, mai stângat, am ignorat toate lucrurile. Am avut ocazia să cunosc niște băieți minunați, niște păstori, un păstor deosebit acolo la Oradea, cu care am lucrat împreună, că spune Biblia că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și atunci eu am avut partea de predică, eu partea muzicală. Și Dumnezeu a început să mă folosească. În 2008 am hotărât să îl urmez pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. A fost primul botez nou testamental la Oradea. Am rugat ca Domnul să ne dea izbândă și atunci nouă suflete am făcut botezul. Dar trist, că din cele nouă suflete au rămas doar doi pe calea credinței. Pentru că n-au rezistat presiunilor și vorbelor, au fost slabi în credință. Dacă am rezistat în tot acest timp a fost datorită lui Dumnezeu și harului lui. Slăvit să fie numele. Am refuzat, poate David știe mai bine, a fost și el cu mine, la suferință. Am refuzat și am respins efectul de turmă. Pentru că acolo efectul de turmă domină. Și atunci am spus, Doamne, așa nu. Dar înainte să fac botezul, și când erau toate lucrurile frumos, aranjate, și plin, hotărât, așa, încredințat, ce s-a întâmplat? A venit satana. Dar cum să nu vină? Vine, nu? Cu ce? Cu șiretricurile lui. Și în mintea mea, bă, faci botezul, mă, ce prima. Nu te mai caută ăștia, bandiță ăștia tăi, interlopi ăștia tăi, care te vin la tine la vizită și îți lasă bani. O să-ți fie mai greu, mami și tate, vine, îți aduc pachet, dar tu ești obișnuit, aroganțe. Și Domnul vorbește prin cuvânt, așa-i? Și zic, Doamne, dă-mi tu un cuvânt. Filipeni 4:6 ce spune? Nu vă îngrijorați de nimic, țin orice lucru, aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cu cer, drăguțin și mulțumiri. Slavă Domnului! Biblia numită, așa-i? Pornind de la premisa Timotei 2:3-16, nu? Căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Credem pe cuvânt, cuvântul, așa-i? Îl credem pe cuvânt. Atunci am zis, no, Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău să nu mă îngrijoresc. Nu mă mai îngrijoresc. Și nu m-am mai îngrijorat. Vreau să vă mărturisesc că am avut cea mai mare bucurie că după ce am făcut botezul pot să spun că au curs râuri de binecuvântări. De 10 ori, dacă nu pot să spun însutit, mi-am mers mai bine cu copiii Domnului care veneau la mine la vizită. Unul din cei care m-au vizitat, Domnul să-l binecuvânteze, fratele, unde e? Fratele Cornel Răducan, Domnul să-l binecuvânteze, cu pachet și soția cu multă mâncare bună, sora Dina, Domnul să le răsplătească, amin.
Și atunci am început să lucrez împreună cu Dumnezeu și vreau să vă spun că Dumnezeu a început o lucrare minunată cu mine în penitenciar. V-am spus că și aici, la Deva, unde am fost, fratele Ducanu știe, fratele David știe că a fost și el acolo. Înainte să înceapă programul, eu mă duceam cu oră înainte și cântam la pian. Mi-am adus orgă de acasă și atunci biserica s-a umplut. Am pornit de la 10 persoane, erau 10 harfe și am ajuns să fim chiar și 100 uneori. Așa a lucrat Dumnezeu în mod minunat și am început să facem harfe, dosare de cântări, ca oamenii să vină. Într-un final Dumnezeu a lucrat și s-a făcut botez și la Bârcea, la biserica din Orăștie. Dar cel mai important lucru vreau să vă spun. Am stat 16 ani în detenție, 16 ani, sunt eliberat de 3 săptămâni, am 3 săptămâni. Dumnezeu m-a adus acasă după multe rugăciuni, după 2 ani de amânare. După ce am primit 2 ani de amânare, am fost 6 luni, 6 luni și 8 luni. Satana venea la nivelul minții și spunea, dar unde e Dumnezeu tău? Încrede-te în el, n-ai zis că te crezi în el, n-ai spus tu că Dumnezeu e tău și lucrător. Așa ai spus, așa l-ai mărturisit, te-a lăsat, te-a abandonat. Oh, nu. Noi trebuie și să suferim, nu? Trebuie. Și atunci am zis, Doamne, astăzi gânduri de la Satana, vreau să lupt mai tare. Înainte să plece tati cu mami în America, am zis la tati, că nu mai era nimeni acasă, vreau să-mi aduci pianul, eram la satul mare, te rog să-mi aduci pianul. Și a venit și băieți, mi-a adus pianul și acolo Dumnezeu a început o trezire spirituală la penitenciarul satul mare. Am început să cântăm, am început să evanghelizăm, am început să ne bucurăm împreună. După multe, multe, multe așteptări, să știți că Dumnezeu a adus eliberarea. Am să vă spun și cum. Am intrat în comisia de eliberare, admis. M-am dus la judecătorie, judecătoria a validat hotărârea comisiei, doar că procurorul a zis nu, nu suntem de acord, ca și în alte dăți, că a vrut să libereze. Acum eu zic în sinea mea, Doamne, Tu ai spus că mă vei libera și am avut credință. Pentru că Dumnezeu, ca și înainte să intru în penitenciar, Dumnezeu m-a științat printr-un vas negru din Nigeria care mi-a prorocit că voi ajunge acolo. Ce credeți că se întâmplă? Domnul își trimite prorocul și în penitenciar. O femeie care nu m-a văzut niciodată, pe care n-am văzut niciodată. Nici nu știa că mă găsește în penitenciar. A avut un vis și sâmbătă și duminică a venit la penitenciar. Și luni m-am întâlnit cu ea la penitenciar. Fratele a predicat, surorile au cântat. Și a trimis vorbă, zice, spune-i că nu pot să stau liniștită, spune-i la soțul tău, i-a spus la o soră, că am un cuvânt și o să-mi dea cuvânt, că Duhul îmi spune să nu plec de acolo până nu spun ce să-i spun. Dar am simțit și în Duhul meu că Dumnezeu vrea să-mi vorbească. Și se ridică sora în picioare și spune, pentru băiatul din spate de la pian, zice, să știi că te-am văzut în vis. Mergeam împreună la o evanghelizare cu mașina. La un moment dat ne-am dat jos din mașină. Împreună, tu ai avut o canistră, o canistră cu benzină și ai dat pe un jeep negru cu benzină. Noi, împreună cu tine, ne-am urcat în altă mașină, o nouă mașină, altă mașină și am plecat în lucrare. Când am pornit, am auzit dintr-o dată o bubuitură, foarte tare, sunătoare. Și sora m-a întrebat, ai dat foc la acea mașină? Și sora mi-a spus că eu nu spunea nimica. Și a început în urma fumului, un fum negru de la explozie, cum a bubuit și a explodat, era un fum negru. Dar deasupra fumului, un fum alb se ridica la cer, fără să meargă în stânga sau dreapta să se împrăștie, ci mergea împreună în cer. Și sora mi-a spus că ce a bubuit și ce a ars au fost păcatele și trecutul meu. Fumul alb însemna îndurare și eliberare. Iar noua mașină în care ne-am urcat spunea că Dumnezeu va începe cu mine o lucrare nouă. Și slăvit să-i fie numele, datorită Domnului, sunt în mijlocul dumneavoastră.
Acum a supărat că mi-a făcut și procurorul recurs. Și a zis, Doamne, nu știu că Tu ești viu și lucrător. Evrei 4 cu 12, așa spune. Cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu 231, nu? Și am început să mă duc la cuvânt ca Dumnezeu să-mi vorbească. Am și postit și am zis, Doamne, nu se poate că noi postim, ne rugăm, credem din toată inima. Că Dumnezeu nu minte, nu? Spune Biblia că nu minte. Și ca să vedeți ce bun e Dumnezeu, unde credeți când deschide, când satana vinea cu tot felul de atacuri în partea mea, ca să, acum pe ultima sută de metri, să mă las de credință, de curs, că nu mai liberez, ca să pot să păcătuiesc. Și am deschis la 2 Habacuc, să poate pune un PowerPoint, dacă doriți, 2 Habacuc cu 3. Și cuvântul Domnului spune atât de frumos și atât, că această prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, adică că mi-a făcut procuror recurs, așteaptă că își va veni și se va împlini negreșit. Acum să vă spun și cum s-a împlinit. Măriți să fie Domnul, că Domnul nu minte, așa-i? Acum să vă spun cum s-a împlinit. Am fost 8 inși la tribunal, cu recurs, tot pentru liberare condiționată. Faptele lor erau mult mai ușoare ca ale mele. Erau și la prima comisie, pentru liberare condiționată. Cum credeți că, câți credeți că au scăpat din cei 8? O singură persoană. Dar cine e ăla oare? Floruț. Să vi se fie numele. A lucrat Dumnezeu în mod minunat. Din cei 8, doar Floruț. Asta e harul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta și spre slava Domnului vreau să mai laud o cântare. Ar mai fi multe de spus, dar dăm loc și la frați și la tati. Am venit de la Oradea, suntem foarte obosiți. Vreau să vă spun numai că înainte am avut și din partea conducerii oameni sunt răi și chiar și dintre ai noștri știm bine că sunt unii răi care spunea, ăla mă, a omorât omul, s-a pocăit, ăla mă, a tâlhărit, ăla mă, am întâlnit păstori care au fost cu evaziune fiscală la pușcărie, cu multe, ăia mă, ăia s-a pocăit. Vreau să spun că Biblia spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Biblia spune, și pentru mine, și pentru tine, și pentru toată lumea. Și atunci am zis, who cares, cui pasă? Să spună lumea ce vrea. Avem o cântare care spune, Doamne, n-am aur, nici pietre scumpe, dar am tot dreptul să fiu a Tău. Că sângele de pe Golgota îmi dă tot dreptul să-L fiu a Tău, nu? Să spun oricine, orice ar spune, eu am tot dreptul să fiu a Tău. Slăviți în nume, harul, dar nemeritat. Aș vrea să închei cu o cântare, spre slavă Dumnezeu. Și dacă Domnul îngăduie, cu siguranță ne vom mai auzi. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Mă duc la... Refrenul cântării spune, am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să mergi. Și dacă cineva a trecut biruitor, să știți că acela am fost eu, datorită harului Dumnezeu și dragostei Lui. Mărit să-i fie numele. Către Tine, Doamne, gândul mi-l îndrept. În ispite și necaz puterea aștept. Peste mine vremuri grele au trecut. Tu, Iisus, cu brațul tare m-ai ținut. A trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierti. Pasul meu mai sigur către cer sunt drept. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mi-ai dat puteri.
astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă iei. Pasul meu mai sigur către cer să-ndrept. Vreau, Iisuse, să fiu altfel decât sunt. Schimbă-mi viața cât sunt încă pe pământ. Fă-mă sfânt, Iisuse, Duh, ca să iubesc și pe aceia care mă batjocoresc, chiar dacă e greu. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă iei. Pasul meu mai sigur către cer să-ndrept. Azi te rog să fii al meu conducător. Dă-mi putere să-ți fiu ție următor. Proslăvește-ți numele în viața mea și acum și veșnicii nu mă uita. A trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mi-a dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă iei. Pasul meu mai sigur către cer să-ndrept. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și necaz mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă iei. Pasul meu mai sigur către ce să-ndrept. Amin.